Sub podul ăsta este ieșirea pe brațul Sulina, brațul navigabil al deltei Dunării, al Dunării de fapt. Iar în față este, o să vedeți, fosta fabrică de conserve de pește. Care a fost odată. Care e falimentat. Care e distrusă. Care lucra toată lumea de Turcia. Asta e fabrica? Asta este fabrica. Nu a cumpărat-o nimeni? Nu, s-a distrus. Interesul nu era să facă ceva, să se pune drogă. S-o vândă la mare aici, mai da. Bine. Dacă făceam ăla aici, cine vene? A funcționat vreodată, a mers? Da, bineînțeles, pe timpul... Pe timpul... Da. Repet mai repede, dar... Când nu erai născut. Toată lumea a câștigat de aici, au pâine. Și la Tulcea aveam o altă fabrică de conserve. Da. Deci era și la Tulcea, nu numai asta. Legume, da. Și de conserve și de legume, dar am avut de toate. De fapt, toată țara avea de toate. Da. Da. S-a distrus. Din păcate. O să răcit ăștia țara mai de mare și la ea. Mă mir că n-avem valuri la Sulina. Da? Da, păi de regulă sunt niște valuri pe aici. Vedem la mare? Mai e până acolo. Pe dreapta este orașul Sulina. Pe stânga, orașul Sulina. Aici așezăm mâncarea. Dar nu mai luați toate dropile. Așa e drumul. Mai au palițile. E primul far. E în spate, da, da, nu se vede. Ăla e primul far unde era ieșirea în Marea Neagră. Acum o să vin aici pe al doilea. Că să ajungem și la al treilea, care e ultimul. Ăla cum ar trebui. Ăla e primul. Spate, uite-l. Îl vezi în spate. De marea s-a împutat. Da, și o să se mute. Da, dacă vreți, păstrăm legătura și peste 50 de ani mergem iar împreună, da. Să vedeți dumneavoastră unde o să fie turnul următor. Așa. Categoric, categoric, peste 50 de ani mă duc. Da. O să fim toți aici, aceia, suntem aceia, generații. Aproape. Aveți al doilea far. La al doilea far aici s-a turnat filmul de care vă ziceam toate câmpele sus. Ierba aia? Nu era, Jean Constantin erau.
Da, am dus, sărați, da. Practic, pe lângă far, se poate intra în Golful Mustura. Probabil de-aia și turna filmul aici, că avea mai multe variante, deși unghiuri. Ceea ce este rău, din punctul meu de vedere, este faptul că acest far putea fi valorificat. Să-i se dea o vopsea, să-i se pună o luminiță, că nu costa, cred că, o avere. Pentru că el reprezintă ceva, s-a turnat un film acolo, face parte din istoria noastră. Aici era ieșirea în mare. Deci de aici deja ăsta nu... Da. Da, asta e numărul 2. Iar numărul 3 este de fapt ultimul. Și o să vedem dumneavoastră ce distanță mare este, pe care n-am apreciat-o niciodată. Deși ar trebui să mă fi uitat cam câți kilometri sunt de teren câștigat între timp. Între timp, de la aluviurile aduse de Dunăre și depuse. Depuse, depuse, depuse. Deci suntem tot pe Dunăre. Da, pe Dunăre. Nu, la mare mai avem. Aha. Următoarea stație este farul nou. Și de la farul nou e foarte puțin și pe mare. Dacă putem, da. Aici, vedem. Aici, golf. Toate pânzele sus sau da. Ce? Da, 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 filmul ăsta. În golful ăsta puteți intra? În golful. În golful ăsta se poate intra, dar are foarte... aici intri. Dar încolo, pe Mustura, este apă foarte mică. Ah, deci nu merg orice. Ba da, merg, dar tu știți cum merg? Doar în glisaj, cum am mers noi pe lacuri. Înțelegi? Ca să se ridice barca. Bărcile mici, da. Trec fără probleme. Noi că de-avea străinii farul ăla. Făceam bier hotel. E din orice piatră, da. Trebuia făcut muzeu. Orice piatră e loc de vizitare. Da. E vizitare pe urmă. Da, greci, la Tuci, da. Da. E salivier, da. Da, 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 da. Domnul, mai era noi. Ia să treci că ne-a că ne apropiem de mare. Și cu cât ne apropiem de mare, vor veni valul. Nu, ne așează. Ne așează, trebuie. Mai luată și el săracul. Da, da, da. Mai bine, lăsați avem avantul că ne ajung din urmă. Da, da. Ei au viteză mai mare de repasare la noi. O să vedeți când întoarce cum se duc ei și noi din urmă. Da, 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 exact. Înțelegeți? Nu se poate. Deci vă obișnuiți-vă, așa e drumul. Dar încă e bine, încă e bine. S-ar pește din ori, mai, mai, mai. Luiați asfalt. Dar nu ne pierdeți pe drum. Leagă-te cu funia. Nu că mă spânză. Mai urmează una, da? Mai e puțin. Da. Ies cu fost.
trotuarul tocmai unde e. Acolo unde sunt bagaile. Ăla alb. Ăla alb, ca un minare. Da, mar. Acolo unde sunt bagaile. Am trecut de mult. Păi am fost. La Mila 23. Exact, aia la Mila 23, aia de... E foarte rău. Alea vi le-am arătat. Știți din memorie, Mila. Mai merem un kilometru bun până la far. Mai mergem. Cred că e mai mult. Păi de la far, mai e puțin. Până în mare? Da, până în mare. Păi deja eu văd în Turcia. Avem în stânga Marea Neagră, în dreapta Marea Neagră, în față Marea Neagră. Numai în spate nu avem Marea Neagră. Numai în spate nu avem, da. Poate-i Marea Neagră. Ei, astea-s valurile de la mare. Da? Da, le-ai simțit? Da. Acum sunt ok, e frumos. Este la motor din apă. Nu e periculos, doamnă, să zici că în cel... Uite, ați avut dreptate, domnul Sorin, nu-i la ei, sunt în spate. Păi v-am zis... În 2 minute e în zafar. Păi... V-ați mână să-l mergem noi. V-am spus doar. Uite la ei. Eu știam, de-aia am și plecat în față. Se întâmplă, niciodată n-am văzut un om să moară de două ori. Da, odată și bine. Ai noștri. Iar eu v-am adus să vă obișnuiți cu marea. E mai liniște. Să țineți minte. Să țineți minte, exact. A doua oară nu ne mai trăbă. Precis. Mă, nu să vină și totuși pe cineva care a pus de două ori. Pe bune? Pe bune. Lazăr. Lazăr care l-a înviat Iisus. Da. Corect. El a murit de două ori. Adevărat. Alt exemplu nu știu, până la știu. Da, la știu și eu. Toate cum le-au văzut, iar ce am spus că nu se văd. Că stai să îi ne trece, și ui la ei, de vreo... Cu 500 de metri înaintea noastră. Da, au cum știe, mai să stea la rând. Stea la rând? Care l-au văzut să le ia cu tata. Da, da. Nu, parcă aia e puțin mai lată și mai lungă. Da. Ei, nu-i
chiar linici aici. Hai, uite acolo. Planarea asta. Toate fac. Până și mașinile, mă. Da. Pe ploaie, pe... Deci... și pe uscat, mă. Valurile mării. Batalion disciplinar și pușcăriași. Da, da. Bine că era și... Nu, că cred că au și de la firme, duceau la firme, de la firmele de transport. Îi aducea câte trei luni la canal, la robinari, la... Deci nu ieșim pe mare. Nu? Nu. În valurile cam mari. Se întorc, uite și eu. Sunt foarte mari valurile. Ui la ele ce se sparg de... Dar nu se văd așa. Se văd. Ia uite cum se sparg gânzare. Curenții de desu. Uite-i cum se sparg valurile în zare. Ia uite, ce agitată e mare. Corpuțele alea mici, mă, argelea. Ăia intră, pui la ei cum se lasă și noi la fel. Asta e gura. Mă doamne, mă spari pe mine. Cum e la mare? Nu-i frumos. Băgați mâna în apă. Apoi eu și la colega. Nu-i frumos. Am ajuns la mare. Rune, vreau de la nu-i frumos, domnule, la mare? Înapoi, urgent. Mai acolo să faci. Wow. O, ce valuri vin. Nu, ce curenți. Și acum încă nu sunt așa mari valurile. Păi, nu mai pot să întoarcă. Ei, nu pot. Ce poate să întoarcă? Păi, mergeți, nu mai mergeți înapoi. Mergeți tot că mi-e frică. Nu, mai gata. Nu vreți să mai ieșim? Nu vrem. Serios? Da. Serios. Lăsați că a fost de sub, de ajuns. Ba da, eu vreau. Eu nu vreau. Până vă obișnuiți, stăm aici, nu intrăm în alea. Asta nu intrăm în alea mari. Dar aici, măcar să, vă, să le vedeți. Dacă sunt valurile așa, nu ieșim prea mult. Clătinatul ăsta mă deranjează. Dacă sunt mai curajoși. Mergeți, vor fi să luate. Dar cum o să mă intră de miră? Dar păi pe mare, mai încicată iată. Dar eu nu-mi fac așa, mai încolo. N-ați văzut niciodată, doamnă? A fost, cum să nu, dar... Dar nu se duce și mult. S-au sărit două, trei valuri, atâta, nu se duce. Nu se duce când răsie acolo. Dar să stai puțin în valuri, e frumos. Nu-i frumos, că mi-e rău. Uite-i, deja s-a dus, s-a scurat, uite-i. Băi, s-a stricat motorul, nu mai merge la noi. Ia ne la nevârcă. Facem pe val, surfing. Da, am pierdut valul. Luăm pe următor. Nu! Da! Pescărușii acolo, cormoranii.
Aia aruncă de la de pe mare. Nu mai întâmplă, nu-i problemă. Nu e, nu-i nicio treabă. La pe mare. Dacă nu ne-a băgat apă în valurile alea mari, ce mai contează aici? Păi mâine am pus să ia, da. Poate mâine cu curaj și mai mult. La portiță. Păi da, le luam și costume cu aia. Nu, cu dumneavoastră merem și mâine? Da, nu da? Știu. Dar și rinoc să merem. A, nu.